Este o zi potrivită pentru a vă dedica activităților și planurilor secrete. Berbec, aveți posibilitatea să vă faceți remarcat în societate și puteți colabora foarte bine cu cei din jur. Dorința de afirmare și voința puternică vă ajută să încheiați o afacere profitabilă pe termen lung. Taur, în prima parte a zilei aveți idei excelente pe care ar fi bine să le folosiți în activitatea profesională sau în afaceri. Relațiile sentimentale pot fi foarte bune dacă nu îi faceți reproșuri nejustificate persoanei iubite. Gemeni, în prima parte a zilei este posibil să fiți irascibil și riscați să vă purtați nedelicat cu persoana iubită. Folosiți-vă potențialul intelectual care este la cote maxime astăzi. Rac, entuziasmul pe care l-arătați la serviciu vă poate atrage invidia unui coleg. Nu este exclus să aveți discuții cu partenerul de viață din cauza că acordați prea mult timp activităților profesionale sau afacerilor. Încercați să clarificați cu calm toate neînțelegerile. Leu, din dorința de a obține venituri, riscați să neglijați relațiile sentimentale și să vă certați cu partenerul de viață. Gândiți-vă bine înainte de a lua o hotărâre. Hai încă o dată cu Leu să înțeleagă și oamenii despre ce e vorba, mai ales că am ciulit urechile că ai zis ceva de bani. Leu, din dorința de a obține venituri, riscați să neglijați relațiile sentimentale și să vă certați cu partenerul de viață. Gândiți-vă bine înainte de a lua o hotărâre importantă, încercați să găsiți o cale de mijloc între sentimente și bani. Fecioară, este posibil să plecați într-o călătorie neprevăzută în interes familial. Tratați cu maximă seriozitate conversațiile pe care le aveți astăzi, pentru că s-ar putea să aflați informații care vă vor fi utile în plan profesional sau în afaceri. Balanță, sunt șanse să se producă evenimente neașteptate care marchează schimbări favorabile în viața voastră. Dorința de afirmare și activitatea intelectuală intensă vă pot conduce spre succes atât în societate cât și în activitatea profesională. Scorpion, aveți șanse să obțineți rezultate deosebite cu prilejul unei călătorii de afaceri. Evitați discuțiile aprinse. După amiază aveți șanse să faceți rost de bani pentru a continua o lucrare în casă începută mai de mult. Săgetători, este posibil să întâmpinați dificultăți în relațiile sentimentale și pe plan financiar. Păstrați-vă calmul și nu luați decizii sub impulsul momentului. Capricorn, în prima parte a zilei este posibil să intervine evenimente neprevăzute care vă dau peste cap toate planurile. Evitați o ceartă pentru că s-ar putea să se termine rău. Vărsător, începeți ziua cu entuziasm și multă ambiție, nu intrați în discuții contradictorii cu colegii de muncă sau cu partenerii de afaceri. Pești, s-ar putea ca un prieten să vă reproșeze că nu vă plătiți datoriile la timp. Nu refuzați ajutorul unei rude mai în vârstă. Atât pentru moment, eu vă doresc o dimineață frumoasă!